A doua zi de școala Solomonarilor este deschisă. Bine ați venit, copii, la atelierul de bandă desenată. Eu sunt Ileana și cu mine și cu Ania va începe această a doua zi. La acest atelier noi o să vă prezentăm două perspective un pic diferite asupra acelui subiect, banda desenată. Așa că prima întrebare care vreau să vă pun este: la ce vă gândiți voi când spun eu banda desenată? Și o să iau trei răspunsuri. Ia să vedem. Aș putea să spun eu. Da, Matei, spune. Mă gândesc la benzile desenate cu supereroi, ca așa, Batman. Asta e un exemplu foarte bun de bandă desenată. Altcineva, cine a mai citit? Cami, dar vezi că ești, spune. Îl cheamă Rareș, de fapt. E pe calculatorul Rareș. Mamei. Rareș. Da, mie, nu știu ce, nu sunt fan Garfield, dar vine în cap benzile desenate cu Garfield, că există. Da, uite, asta e un exemplu foarte bun, ceva diferit. Dacă supereroi sunt benzi desenate lungi în reviste, Garfield a început ca niște povești foarte scurte, de câteva cadre. Așa, ia să vedem. Denisa, spune-mi și tu dacă ai o idee. Eu am mai citit benzi desenate, dar deocamdată nu mi-a venit nicio idee. Am mai citit. Ai citit americane sau japoneze sau franțuzești? Japoneze. Japoneze, manga, adică, da, uite-te, manga, uneori e mai greu să țin minte numele autorilor, fiindcă sunt într-o limbă foarte străină, dar, într-adevăr, benzile desenate manga sunt foarte frumoase, pot să fie foarte frumoase și eu citesc cu plăcere. Altcineva, ia să vedem de pe ultima pagină, să vă iau pe toți. Să zicem Maria Ana Maria. Pe așa întâmplare. Ana Marin. Eu nu citesc benzi desenate. Tu nu citești benzi desenate. No. Ei, o să ai ocazia să încep să citești. Dar ce înseamnă banda desenată? Văd că mulți dintre voi au citit, alții nu sunt poate familiari. Este un mijloc de comunicare grafică. Un tip de narațiune. Pe scurt, înseamnă a spune povești prin imagini și text. Adică avem mai multe, avem o secvență de imagini care împreună, puse cap la cap, formează o poveste. Și de multe ori, ca să ne ajutăm să înțelegem povestea, folosim și text. Dar și imaginile și textul în banda desenată respectă anumite coduri. Și sunt curioasă dacă voi știți ceva despre codurile astea de banda desenată. Și ca să vă ajut să răspundeți, o să dau share screen la o pagină de banda desenată. Și uitându-vă la ea, o să vă rog să-mi spuneți dacă vă vin în minte câteva coduri de bandă desenată. Ia să vedem. Ce înseamnă cod de bandă desenată? Cod sau regulă? Regulile pe care trebuie să le respectă o bandă desenată. Uite, încep eu. În primul rând, avem sus titlul și după aceea povestea este organizată în cadre. Cadrele sunt delimitate aici, avem bare negre, dar pot să fie și albe, da? Asta e un cod de bandă desenată. Faptul că povestea trebuie să fie împărțită în cadre. Alte coduri de bandă desenată. Să spun eu? Da, spune tu. Cine a vorbit? Bulele de cuvinte. Bulele de text. Baloanele de text. Foarte, da. Foarte importante. Să spun ceva despre ele. Da, te rog. Mi se pare că bulele în formă de nori parcă arătau ce gândeau sau ce vorbeau. Da, există mai multe feluri de bule de text. Dacă este vorba de dialog, o să avem bule cu contur continuu și cu coada care arată spre personajul care vorbește. Dacă sunt bule de gândire, vor fi în formă de nor. Mai pot să fie bulele să arate că cineva strigă în momentul în care conturul e neregulat sau că cineva șoptește în momentul când linia este punctată. Da. Mă gândesc și la text mai puțin. Pentru că, na, imaginea deja suplinește oarecum partea descriptivă cel puțin și, na, mai puțin text ca într-o poveste tradițională. Da, ăsta nu e neapărat un cod, dar este o regulă importantă în banda desenată. Există și benzi desenate fără cuvinte și eu sunt de părere că benzile desenate ar fi bine să spună tot ce pot spune, mai ales prin imagine și mai puțin prin text. Textul să fie folosit foarte judicios, doar acolo unde chiar avem nevoie de el. Despre baloanele de text vreau să vă semnalez un lucru foarte important, ordinea în care le citim.
Vă știți că noi în spațiul ăsta european, american, citim de la stânga la dreapta. Dar cineva a spus că a citit și manga. Manga în original, de fapt, ordinea de lectură e invers. De la dreapta la stânga și, practic, cartea se începe din cealaltă pagină. Dacă odată o să cumpărați o bandă desenată în limba japoneză, o să aveți surpriza că cărțile trebuie răsfoite în direcția inversă. Dar pentru bulele noastre de text, ordinea e următoarea. De la stânga la dreapta și de jos în sus. Aici puteți să vedeți pe primul rând un exemplu foarte bun. Prima intervenție a fetiței este în partea de sus, urmează intervenția mamei, urmează din nou ceea ce spune fetița. Și lucrul ăsta ne ajută pe noi cititorii să citim cuvintele în ordinea în care ar trebui să fie spuse. E foarte important când faceți bandă desenată să nu încurcați ordinea asta, fiindcă îl veți deruta pe cititor, iar noi vrem ca cititorul să înțeleagă povestea. Asta e primul nostru scop. Bun, alte coduri de bandă desenată ar fi vocea narrativă, care sunt anumite explicații care nu pot să fie transmise prin imagine sau prin dialog și sunt încadrate într-o casetă. Aici avem o voce narrativă destul de lungă. De obicei, în vocea narrativă spune lucruri pe cum a doua zi sau a trecut un an sau lucruri din astea. Fiindcă magia benzii desenate, de fapt, se întâmplă în spațiul dintre cadre. În acel spațiu, noi îl rugăm pe cititor să-și folosească imaginația ca să facă legătura între două imagini. În același timp, trebuie să-l ajutăm. Și putem să-l ajutăm, de exemplu, dacă vă uitați pe ultimul rând, avem două personaje. Și în toate imaginele le putem recunoaște pe cele două personaje. Fata are părul negru, bărbatul are pălărie. Și cumva cititorul știe că este vorba de aceleași personaje. Pe pagina următoare, ne asigurăm aici, avem următoarea secvență. Bărbatul dă mâna cu femeia și în momentul următor el este la masă și ea pune în față mâncarea. Chiar dacă nu citim textul, putem să facem un salt de imaginație și să ne închipuim că, ok, au intrat în casă și el a primit de mâncare. Cumva, toată povestea asta se întâmplă în capul nostru între cele două imagini. Și cumva asta zici ceva? Da, poți să zici. E ca la benzile desenate cu eroi, ei încep să se bată, dar nu spune că se bat, că e la mintea cocoșului și da. Exact. Mai bine să arăți decât să explici prin text, fiindcă imaginea e percepută mult mai rapid decât putem noi să citim textul. Da, și probabil un fir al poveștii îl deprindem deja, îl înțelegem, nici măcar, probabil fără a citi deloc. Exact. Da, și e și o mică zicală, că imaginea face cât 100 de cuvinte. Uite, o zicală foarte bună care în banda desenată mie îmi place să o aplic și tot ce pot să spun, să spun mai ales prin imagine. Și cu asta vreau să fac legătura, mă bucur că văd că mulți dintre voi sunt familiarizați cu banda desenată. Cei care nu sunt o să aibă ocazia să se familiarizeze, fiindcă tema atelierului va fi să creați un mic strip de bandă desenată. Dar despre asta vom vorbi un pic mai încolo. Acum vreau să vă spun că pagina care ați văzut a fost creată de Ania și dacă eu sunt un autor profesionist de bandă desenată, ea este, să zicem, la început de drum și aș vrea să vă spună câte ceva din experiența ei, de desenator amator, să zicem. Ia, spune Ania. Bună, eu sunt Ania, ne-am și întâlnit ieri la atelier. Ei bine, eu aș vrea astăzi să vă vorbesc despre drumul meu legat de banda desenată. Aici am un PowerPoint. Bun. Deci, în primul rând, am văzut că voi ați vorbit despre benzile desenate cu care voi ați crescut. Ei bine, pentru mine, banda desenată care a avut cel mai mult impact este, de fapt, un roman grafic, se numește Persepolis, de Marjan Satrapi. Dacă cumva o să-l găsiți în librării, puteți să-l luați, să-l citiți, vi-l recomand. Este un text pe care eu l-am citit de foarte, foarte multe ori când eram mică și mi-a plăcut teribil și fix asta m-a motivat, probabil, să încep să desenez, să fac benzi desenate. Dar totul, de fapt, a început cu lecturiada, care, oferindu-mi oportunitatea să mă întâlnesc cu mulți ilustratori, cum ar fi Adrian Barbu, mi-a dat așa un fel de start spre a desena, mi-a dat multă încredere. Și atunci am început să desenez, să fac proiecte în cadrul lecturiadei. Iar în 2018 l-am cunoscut pe Mihai Grăjdeanu, care m-a ajutat
foarte, foarte mult în tot ce înseamnă bandă desenată. Mi-a arătat cum să lucrez, în ce concursuri să intru. Și în 2019 l-am întâlnit pe Alfred Ham, un ilustrator francez care și el m-a învățat mai multe tehnici. Revenind în 2018, atunci Mihai Grăjdeanu mi-a spus de un concurs, de un salon de benzi desenate de la Brașov, numit România 100 în benzi desenate. Chiar banda desenată pe care ați văzut-o este despre străbunicul meu, care a luptat în 1944. Povestea o știu de la mama și atunci mi-a plăcut foarte mult această poveste și a fost practic prima mea bandă desenată lucrată serios. Până acum mai jucam așa, mai ilustram lecțiile la istorie, dar da, asta a fost prima mea bandă desenată. Apoi, în 2019, tot de la Mihai Grăjdeanu m-a aflat de un alt concurs numit Povești din București, la Palatul Suțu, și acolo am făcut tot o poveste pe care o știu de la mama despre bunicul meu, care a fost la 18 ani într-o excursie în București. Și în 2020, adică acum, am descoperit animația și cred că dacă mai am puțin timp o să vă pot arăta cam cum am trecut de la B de la animație. Aici sunt niște link-uri pe care o să vi le las în caz că vreți să vedeți mai bine lucrările mele. Dar da, mi-am cumpărat o tabletă grafică și am început să lucrez la animație, care e un fel de bandă desenată, e tot pe frame-uri, vedeți, am frame by frame, tot așa cu cadre. Doar că dinamizează puțin lucrurile. O să vă arăt un fragment din ce lucrez momentan. Lucrez la Luceafărul. Wow. Da, o să dau. Ania, ceea ce faci tu o să fie un material didactic de excepție când îl vei termina. Pentru ce? Deci ne bucură foarte tare să știm că lucrezi pe Luceafărul. Cam asta era planul cu mama, că ea mi-a recomandat să lucrez pe textele astea, că mă vor ajuta și pe mine, dar și pe ceilalți. Și atunci mama face textul, eu lucrez animația. De multe ori așa se lucrează și la bandă desenată. E o echipă în care cineva se ocupă de script și cineva se ocupă de desen. Lucrurile se împart. Și, într-adevăr, de multe ori bandă desenată, o animație pornește sub formă de storyboard, adică o bandă desenată foarte, foarte detaliată, în care cadrele sunt foarte apropiate. Așa, mai departe, nu m-am întrerupt un pic. Așa. Și cam asta e ce lucrez eu momentan. O să vă pun în chat link-urile despre care am vorbit. Ania, mă scuz că întrerup, da. Sunt postate deja în Classroom, PowerPoint-ul tău e postat în Classroom, tocmai le-a apărut în secret în timp ce vorbeați voi și colegilor tăi, da? Celorlalți ucenici. Oh, super, perfect, atunci vă invit să accesați acele link-uri dacă vreți și cam astea sunt ce lucrez în momentan, îmi place foarte mult să fac benzi desenate și animații. Desigur, sunt doar la început de drum, încă nu știu ce voi face, desigur vreau să urmez să fac această, să-mi dezvolt pasiunea, dar cum Ileana lucrează în acest domeniu, ea va vorbi mult mai mult de meseria ei, așa că îi dau cuvântul înapoi. Ileana, înainte să iau cuvântul, vreau o întrebare pentru tine, Ania, vreau să te întreb ție, ce ți se pare cel mai greu când faci bandă desenată, care a fost pentru tine cea mai mare provocare? Să scrii povestea sau să faci desenele? Cred că, în primul rând, ideea de poveste, adică să fie o idee care să fie ușor de înțeles. Probabil pentru mine o poveste e un lucru, dar vreau să înțeleagă și publicul același lucru. Și cel mai greu e cum pun ce am în cap pe foaie. Uneori vreau să fie multă expresivitate, mult dinamism și e greu uneori să iasă exact cum îl am în minte, ca un film așa, ceva dinamic. Așa este. Recunosc că și eu, pentru mine, foarte lucru cel mai important este să găsesc ideea potrivită. Poate că nu m-am spus destul despre mine. Eu sunt Ileana Surducan și fac bandă desenată deja din 2008 și am început și eu un pic ca și Ania, în sensul că am citit o bandă desenată care mi-a plăcut. Deși făceam altceva la liceu și la facultate, am decis că vreau și eu să fac bandă desenată, fiindcă pentru mine satisfăceau nevoia asta de a spune povești și de a transmite bucuria mea, bucuria care o simțeam când mă gândeam la o întâmplare sau când inventam o poveste, o puteau simți și alții. Și astăzi vom vorbi despre ultima poveste care am ilustrat-o în bandă desenată.
Vacanța lui Nor, pe care am făcut-o, dragă carte, am făcut-o împreună cu sora mea, fiindcă, cum am spus, e foarte bine la bandă desenată să lucrez într-o echipă, și o să vă dau screen share și o să mergem direct la un PDF și o să trec rapid. Poate că unii dintre voi cunoașteți cartea, poate că ați citit-o, dacă nu, aici o să vă prezint câteva lucruri despre ea. Vacanța lui Nor este o poveste... Ileana, să știi că nu partajez ecranul. Stați așa, mulțumesc că mi-ați spus. Așa, gata, am reușit. Este povestea lui Nor, un băiat trimis de părinții lui în vacanța de vară la bunici, cum cred că și vouă vi s-a întâmplat de multe ori să vă vizitați bunici în timpul vacanței de vară, doar că bunicul lui Nor este solomonar și bunica lui este muma pădurii, așa că Nor a devenit ucenic solomonar și a primit în grijă o turmă mică de nori ca să o pască și să aibă grijă de ei. Și-a făcut prieteni, a avut o grămadă de aventuri în timpul acelei veri, dar lucrurile s-au complicat destul de tare în momentul în care un zmeu a furat soarele și Nor împreună cu toți prietenii lui a trebuit să intervină și să salveze întreg pământul. Și cum spuneam, am scris-o împreună cu sora mea, astea suntem noi două făcând character design. Asta este un lucru foarte important, prima dată și prima dată trebuie să strunești personajele foarte bine. Și o carte ca asta necesită foarte mult lucru și foarte multă muncă și foarte multe o perioadă foarte mare de căutări. După cum vedeți, până când am ajuns la acest băiețel cu un smoc de păr alb în frunte, am trecut prin câteva variante. Apoi asta este Sky, fetița care păzește scaieți. Dacă Nor poate să controleze norii și are o turmă mică de nori, Sky poate să controleze scaieții și are o turmă mică de scaieți. Designul ei este inspirat de florile roz de scaiete. Apoi celălalt copil cu care se întâlnește Nor și toți împreună l-a colindat. În momentul în care am făcut aceste ilustrații, încă nu începusem să lucrăm la carte, doar scriam povestea, fiindcă, în primul rând, trebuie să aștepți ideile pe hârtie în momentul în care faci o bandă desenată. Și după ce ți-ai aștenut ideile și ți-ai hotărât personajele, e timpul să faci storyboard-ul. Și pe lucrul ăsta o să insist destul de mult, fiindcă cam asta o să facem și noi astăzi. Storyboard-ul este o etapă foarte importantă. Sunt schițe foarte rapide, foarte legere, dar care te ajută pe tine ca autor să-ți pui ideile în ordine și să hotărăști ce apare în fiecare cadru. După cum vedeți, pe lângă desenele rapide, aici am și dialogurile scrise așa, tot așa, oareșcum aproximativ, numai ca să-mi dau seama cât loc trebuie să las pentru ele pe foaie și ce anume o să spună personajele. Wow! Și ca să vă arăt un pic evoluția de la o pagină de storyboard la o pagină din carte, efectiv, prima dată eu am făcut desenele astea. Dată așa un zoom. În care nici măcar nu mi-am desenat cadrele, pur și simplu un fel de a-mi transcrie ideile rapid. Mă gândeam, ok, se întâlnesc, se ceartă, Sky zice ceva, Loți zice altceva, Nor zice altceva. Și după aceea am început să lucrez pe pagină și asta e pagina finală. Unele lucruri s-au schimbat, unele au rămas la fel, dar în momentul în care îmi faci un storyboard, în storyboard ai voie să greșești. Acolo poți să desenezi cât de urât vrei, poți să desenezi de mai multe ori, poți să schimbi textul de câte ori vrei tu, dacă ceva nu-ți place, schimbi totul. Și faptul că nu ți-e frică de greșeli, asta îți dă curaj să experimentezi și să te joci un pic cu ideile. Dacă ar fi trebuit să aduc modificări pe pagina finală, nu prea aș fi avut chef, fiindcă deja totul e desenat mult mai îngrijit, să renunți la un personaj sau să schimbi un cadru, ți-e mult mai greu și îți pare mult mai rău de munca pe care deja ai depus-o. Dar un storyboard rapid îți permite să te joci și să-ți schimbi ideile până că o găsești pe cea mai potrivită. Așa, astea sunt alte pagini din carte. După ce am avut storyboard, am început să căutăm un pic stilul în care să lucrăm. Eu desenam, sora mea punea culorile și asta e aceeași pagină în două stiluri diferite. Nu e foarte mare diferență între ele, dar pentru noi e o diferență semnificativă.
banda asta desenată e făcută pe calculator. Am lucrat digital pe o tabletă grafică. Pentru tema de astăzi, nu știu, voi sunteți lucrați careva pe calculator, în programe precum Photoshop sau GIMP sau... Eu lucrez pe Procreate, pe tabletă. Pe tabletă, așa. Și eu lucrez pe Procreate. Da, da. Eu lucrez pe Photoshop. Și eu tot pe Photoshop. Photoshop Friends. Așa, alte pagini din carte. O să vorbim mai în detaliu despre prima pagină. O să vă arăt etapă cu etapă cum am realizat-o, dar numai după ce o să vă dăm tema. Aici, încă un exemplu, cum am pornit de la o schiță sumară și după aceea am început să fac o schiță mai detaliată pe care am conturat-o, am pus culorile, mă rog, sora mea a pus culorile, că ea a avut această sarcină la volumul ăsta, după care am pus și efectele sonore și umbrele, luminile și la sfârșit așa arăta, practic, varianta finală. Așa? Și ultimul lucru care vreau să vi-l arăt este coperta. Orice ilustrație voi vedeți făcută o copertă de bandă desenată, să știți că, de fapt, în spatele ei sunt vreo 3-4 versiuni în care autorul a încercat să aleagă pe cea mai potrivită, de multe ori și cu ajutorul editorului, care s-a gândit ce ar atrage ochiul cumpărătorului. Mă scuzați, dar ce e cu dragonul ăsta? Dragonul îl cheamă Pasvante și este unul dintre personajele din bandă desenată. Îi ajută pe copii atunci când nu este absolut nefolositor, să zic așa. E un dragon foarte simpatic, e un balaur foarte simpatic. Un pic pus pe șoții, dar nimic rău. Nu este un zmeu, nu am aici zmeu, zmeu e un personaj mult mai malefic și mai înfricoșător. Bun, și acestea fiind zise, mă uit și la timp și îmi dau seama că e momentul ca eu și cu Ania să vă dăm tema. O aveți și în Classroom, acolo eu v-am pregătit un document cu indicații și o mică demonstrație ca să înțelegeți mai bine ce aștept eu de la voi. Și mergem aici la indicații. Deci, tema voastră, dragi copii, este să realizați o scurtă bandă desenată de 3 sau 6 cadre și v-am pregătit și un șablon ca să vedeți exact cum ar trebui să arate cadrele în care voi să vă încadrați. Acum îl deschid. Așa. Clear guides. După cum vedeți, aici avem două variante. Deci vreau de la voi fie 3 cadre de bandă desenată, în care să includeți și titlul și jos să vă puneți numele, fie dacă o să aveți o idee mai lungă, o să vreau 6 cadre. Aveți și o temă, un subiect, aș vrea să lucrați pe tema din greșeli se învață. Asta este tema voastră. Și puteți lucra fie tradițional, fie digital, fiecare cum se pricepe, dar să respectați formatul acesta de A4, practic cele 3 cadre să se încadreze pe lățimea unui A4, 21 de centimetri. Am o întrebare, cadrele sunt în Classroom? Da, sunt deja postate în Classroom. De unde puteți să le imprimați direct dacă aveți imprimantă acasă sau să le editați dacă folosiți aplicații digitale de genul Procreate sau Photoshop? Puteți să le puneți pe un layer de desubt ca să le vedeți. Eu le-am făcut cu grid deschis, deci puteți chiar să desenați peste. Și numai o secundă că întrerup, Ileana. În cazul în care lucrați tradițional, adică cu creioanele, cu cariocile, cu hârtia în mână și nu aveți imprimanta acasă, nu este niciun fel de problemă să iau o foaie A4. Și așa cum vedeți tema atribuită pe ecran, se lucrează pe foaia A4, da? Vă împărțiți voi 3 cadre. Exact, lăsați un centimetru de la margine și cadrele au 6 centimetri, fiecare cadru. Cam asta e proporția cu care trebuie să lucrați voi. Bun, dar să mergem în temă și indicații. Foarte important, dacă lucrați digital, să nu uitați documentul vostru să aibă 300 de DPI, rezoluția. Întrebare, e bine dacă pot să fac 7 cadre? Nu, asta este, asta vă rog să respectați să fie ori 3, ori 6. Asta e o cerință importantă. De ce? De ce sau 3 sau 6? În primul rând, fiindcă se încadrează mai bine pe pagină, după aceea că vreau să vă un pic să vă
forțez să vă gândiți imaginea cu economia, astfel încât povestea voastră să o faceți în așa fel încât să încapă în cele 6 cadre. Și, de asemenea, vrem să avem un format comun, fiindcă am înțeles că poveștile voastre vor fi puse cap la cap după aceea și vor forma un fel de mega bandă desenată și e mult mai simplu pentru persoana care va face acest lucru să le ia efectiv așa cum sunt și să le pună cap la cap. Acum, dacă vreți să împărțiți un cadru în două sau să uniți două dintre, dintre cadrele date, ok, asta vă dau voie, numai să nu adăugați un cadru pe încă un rând, știți? De fapt, asta e lucru de care trebuie să țineți cont. Să aveți două rânduri de cadre. Așa. Și vă rog să nu folosiți aplicații precum Pixton, Comica, Storyboardet, toate acele aplicații care vă dau personaje gata făcute, pe care voi le puteți customiza, să zic așa, și decoruri gata făcute și... vreau să nu le folosiți, fiindcă vreau un pic să vă puneți mintea și mâna la bătaie și să cumva să încercați să vă gândiți la idei proprii și să realizați desene proprii. O să vă arăt imediat în modelul de mai jos de ce uneori aceste aplicații, în loc să ne dezvolte creativitatea, ar putea să ne o inhibe, deși ca unelte pot fi destul de mare ajutor pentru un desenator începător. Pentru cei care nu desenează foarte mult sau care n-au mai făcut benzi desenate, vă rog să nu vă speriați. Am nevoie să spuneți o poveste. Nu mă interesează cât de frumos și de perfect desenul vostru. Dacă vreți să folosiți omuleți făcuți din beți, dacă atâta vreți să folosiți, puteți liniști să folosiți lucrul ăsta. Ce mă interesează e ca povestea voastră să se înțeleagă. Eu să înțeleg de la cadru la cadru că avem de-a face cu același personaj. Să înțeleg că personajul vorbește și că dialogul pornește de la el, adică să respectați codurile de bandă desenată. Și aici v-am dat indicații pentru etapele care trebuie să le urmați. Și prima etapă o să o facem împreună imediat, dar întâi o să vi le explic. Deci, înainte de a începe să desenați, efectiv luați un creion și o foaie și vă scrieți ideile. Tema este din greșeli se învață. Vreau să văd dacă unul dintre voi deja are așa o idee despre o greșeală care ar putea să ducă la o poveste bună de bandă desenată. Fie a voastră, fie a altcuiva, eu vă recomand să folosiți pe voi ca și personaj și să vă gândiți să folosiți experiența voastră. Dar nu e ceva neapărat obligatoriu. Da. Să spuneți, vă rog, că nu vă văd pe toți și o să-mi fie mai greu să vă aleg, să zicem, la întâmplare. Rareș, haide, spune-mi tu. Ideea mea... mai auziți? Da, aud. Ok, perfect. Ideea mea este să pun în bandă desenată, să mă pun pe mine cum merg în mașină cu bicicleta și... merg în parc și mă întâlnesc cu prietenii în fiecare zi. Așa, și unde e greșeala sau situația dificilă? Greșeala este că dau banii pe prea multe chestii bune. Ok, gen deci... snacks-uri. Și după aceea nu mai am de apă. Așa, uite, asta este o idee destul de bună, chiar poate fi o bandă desenată foarte interesant. Un băiat care se întâlnește cu prietenii lui și își consumă banii pe tot felul de... lucruri care lui îi plac, dar care se dovedesc că nu sunt așa de utile cum i-ar fi utilă apa, de exemplu, dar pe care nu o mai poate cumpăra. Bun. În primul rând, tu o să trească să scrii ideea asta pe foaie, apoi să te gândești dacă vrei să folosești 3 sau 6 cadre și după aceea să scrii în fiecare cadru ce trebuie să apară. După cum vedeți, în exemplu care vi-l prezint eu, am făcut o bandă desenată de 3 cadre, și m-am hotărât să ilustrez conceptul general de din greșeli se învață sau greșelile ne ajută. Nu neapărat o experiență particulară. Și voi puteți face lucrul ăsta dacă vă vine o idee așa. Și mi-am scris. În cadrul 1 eu o să fac foarte multe greșeli. În cadrul 2 eu o să fac și mai multe greșeli și o să fiu foarte descurajată. În cadrul 3 o să-mi dau seama că toate greșelile astea de fapt m-au condus la un succes. Și aici mi-am și desenat rapid cam cum ar fi cele 3 cadre. Și banda asta funcționează și fără dialog, dar am zis că pentru voi, dacă ar trebui să fac dialog, acum ar fi momentul în care scriu și dialogul. Deci, după ce vă scrieți ideea, după ce o împărțiți pe cadre și vă gândiți ce ar trebui să apară în fiecare cadru,
după aceea scrieți tot pe foaie și dialogul care ar trebui să apară la fiecare personaj. Acest dialog va fi după aceea încadrat în bule de text. Pentru cei care lucrează digital, e relativ simplu. O să faceți un strat diferit și o să puneți acolo bulele de text. Vă rog pe toți să faceți imaginea completă și dacă lucrați tradițional, efectiv să scrieți dialogul în bule pe altă pagină, să o decupați și să puneți acele bule peste imaginea desenată. Asta înseamnă că ați lăsat loc pentru ele, dacă nu o să aveți unde le pune, dar n-aș vrea să îmi faceți găuri în imagine. Știți ce zic? Înțelegeți? Spuneți da dacă înțelegeți. Dacă nu, cereți explicații în plus. Da. Să nu alterăm imaginea prin bula exact. De dialog. Exact. Așa. După aceea, a doua etapă, care o să o faceți singur, o să aveți până la ora 3 să terminați banda desenată, este să desenați un storyboard. După cum vedeți imaginea de aici, personajele sunt schițate foarte rapid și efectiv e ca eu să mă orientez, să-mi dau seama ce o să desenez. Și tot pe storyboard vă rog să puneți și schițate bulele de text, să verificați dacă încape textul în ele. Apoi, următoarea etapă este să conturați. Dar, din nou, nu vreau desene foarte complicate, nu vreau să vă stresați cu asta, îmi trebuie doar să poată fi citite și să poată fi înțelese. După cum vedeți, desenul meu e destul de simplu, doar linie și un pic de culoare. Și la sfârșit, ultima etapă, adăugați culoare. Dacă nu mai aveți timp, e ok să rămână și alb-negru. Cum a spus, ce mă interesează cel mai tare e povestea, nu neapărat cât de minunat arată desenul. Așa? Și nu uitați să puneți titlul, care nu trebuie să fie din greșeli să învață, poate să fie, de exemplu, O zi în parc pentru Rareș, care ne-a spus ideea lui, da? Și numele vostru, clasa și școala, cred că trebuie să mai puneți. Asta o să facă munca celui care vă triază benzile desenate și vă dă feedback mult mai ușoară. Așa, și la sfârșit, ultima lucru, bulele de dialog pe care deja l-ați hotărât, le puneți acolo unde l-ați hotărât. Bun. Acum mai avem, cred că, cam 5 minute pentru ca voi, 50 minute, ca voi să vă gândiți la o idee și v-aș ruga să o scrieți pe hârtie. Cine n-are la îndemână hârtie și creion, foarte bine să se gândească. Să pur și simplu în capul lui, așa. Da, mi-a venit deja ideea. Dacă v-a venit deja ideea, puteți să mi-o spuneți, o să vă gândiți cum o includeți în cele 3 sau în cele 6 cadre. Ia să dăm, de exemplu, Matei, îl văd acolo cu mâna sus. Aveam o întrebare întâi și pot să vă spun după? Sigur. Pune-mi deci, întrebare. Cu bulele de text trebuie să le scriem pe o altă foaie, să le decupăm și apoi să le lipim peste desen? Dacă lucrezi tradițional, da. Ok. Asta o să te ajute, o să poți să trișezi un pic cum am făcut eu. Vezi, am ieșit un pic din cadru. Banda desenată are reguli, dar regulile pot fi ușor încălcate. Atâta timp cât se vede cine vorbește, puteți să trișați, să faceți mici șmecherii de genul ăsta. O să-ți fie mai ușor să le manevrezi. Anisia. Okay. Imediat mă întreb la tine, să vedem ce zice Anisia. Eu întrebam dacă trebuie să trimitem doar banda desenată sau și schița dinainte. Doar banda desenată e de ajuns. Schița dinainte pentru voi, puteți să o faceți cât de amestecată, cât de vreți voi, numai ca să vă ajute. Mulțumesc. Matei, ziceai că ai și o idee? Da, mă gândeam la un băiat care învață să cânte la pian și tot greșește și apoi arăt o poză din 20 de ani mai târziu într-o sală de concert când toată lumea se ridică și aplaudă. Da, e o idee foarte bună. Să ții minte că practic ca să îl prinzi pe cititor, tu trebuie să exprimi emoția foarte bine. Ideea ta nu se bazează neapărat pe acțiune, acțiunea o să fie repetativă, el o să cânte și o să greșească, dar emoția lui trebuie să fie foarte bine transmisă. Dacă poți prin desen, dacă ți-e un pic mai greu, sunt efectiv tot felul de efecte. Poți să arăți că e nervos, poți să arăți că are un nor negru deasupra capului de stres, poți să arăți notele îmbârligate pe acolo care ies din pian. Există un mod foarte interesant de a arăta că o muzică e falsă. În bandă desenată, când este muzică, de obicei se desenează acele note portativul, acelea frumos și notele pe el. Dacă faci portativul foarte strâmb și foarte colțuros și notele desenate așa urât, o să-ți înțeleagă că e o muzică care nu e bună, ceva nu e ok cu ea. Și poți să te folosești și de codul ăsta.
Așa, Rareș cineva... avea un subiect, Rareș avea deja subiectul, apare cu numele de Cami, e Rareș cel mic blonziu. Eu nu știu că nu i-am văzut, știu că am vorbit deja cu un Rareș, sunt mai mulți Rareș cumva. Da, sunt vreo trei. Na, atunci cel care n-a vorbit și are o idee este liber să-și o exprime. Și-a deschis microfonul, ia zi Rari. Eu m-am gândit la o banană care alunecă pe o piele de om și... dat și alunecă și se sperie și vine o altă banană și întreabă ce a făcut și îi spune că a alunecat pe o piele de om și după aia o să spun că după aia o să alunece o să vină din nou în fața unei piele de om, dar nu o să mai alunece, adică am învățat din greșelile. Da, aici sunt odată. Nu e așa de clară ideea de greșeală, că să aluneci pe o piele de banană slash respectiv pe o piele de om, deși un gag interesant vizual, faptul ăsta că tu ai versat banana cu omul, dar de fapt nu prea se pune accentul pe greșeală, asta e un accident. Eu aș dori cumva să simplificați o greșeală un pic mai aproape de experiența voastră. Eu nu consider neapărat că un accident e o greșeală. Pot să înveți dintr-un accident, dar o greșeală este momentul în care fie încerci ceva și nu-ți iese, fie faci un lucru care știai că nu trebuie să-l faci, totuși tu îl faci ca să vezi ce se întâmplă. Pe lângă greșeală, acolo am scris că puteți să vă gândiți la o situație dificilă, adică ați fost într-un moment în care lucrurile nu mergeau așa cum vreați voi și asta v-a pus în dificultate și cum ați ieșit din dificultatea aceea și de exemplu, eșec, nu știu, la un examen sau chiar și vis-a-vis de o prietenă cu care nu v-ați înțeles sau un prieten cu care nu v-ați înțeles. Gagul tău, ca să fie ok pentru tema asta, trebuie să te gândești un pic mai mult cum să pui mai tare accentul pe ideea de greșeală. Și, de asemenea, cred că o să-ți fie destul de greu să desenezi pielea de om ca să se înțeleagă că este o piele de om. Și nu știu dacă reușești să o desenezi, va fi o bandă desenată horror. Dacă desenezi. Reușesc, doamna, vă zic. Bine, atunci, doamna învățătoare, nu, Ileana. Dar atunci, te rog să exprimi mai bine ideea de greșeală, adică să se vadă că banana a greșit, că nu trebuia să facă lucrul ăla și că l-a făcut, deși mi s-a spus că nu trebuie să-l facă, să zicem, asta ar fi una dintre soluții. Așa, ia să vedem, altcineva. Cine s-a mai gândit? Dacă nu, cei care nu s-au gândit că voi acum scrieți, da? Faceți lucrul ăsta. Să vedem. Paula. Paula Polgar? Da, eu m-am gândit că un copil nu reușea la școală, nu putea obține note mari, nu putea trece testele și spunea mereu că nu poate, dar până la urmă mama lui îl încurajează și până la urmă reușește. Deoarece învață greșelile pe care le-a făcut la teste dinainte. Da, numai că să te gândești, asta e o idee bună, numai că mi se pare destul de lungă și să te gândești exact prin ce imagini vrei să transmiți această poveste, să ai un pic de lucru să-ți alegi imaginile potrivite. De exemplu, trebuie să-l arăți pe el dând examen, trebuie să-l arăți pe el o notă proastă, trebuie asta să se întâmple de mai multe ori, trebuie să-l arăți pe mama lui încurajându-l într-un fel, trebuie să-l arăți, adică faptul că ea îl încurajează nu-i de ajuns, că toți părinții spun copiilor lor hai că o să poți. Ce face el ca să încuraja de mama lui? El trebuie să mai facă ceva în plus ca să ia o notă bună. Fie să citească mai mult, fie să încerce încă o dată, dar în sensul că se exerseze. Deci cumva să te gândești, pe lângă încurajarea mamei, eventual poate să se uită pe toate testele care le-a făcut greșit și să-și dea seama de ce nu niciodată nu iese, fiindcă el n-a priceput, de fapt nu citește ca lumea cerință, asta poate să fie o... Din ce mi-amintesc eu din zilele mele de școală, de multe ori când greșeam la test, era fiindcă nu citeam cerința ca lumea. Deci, cumva, zice să te concentrezi pe ideea asta. Asta să fie greșeala lui. O greșeală foarte particulară. Și lucrurile astea să-i atragă mama lui atenția. Cumva, că altfel totul s-ar putea să fie un pic cam general. Eu deja am 5 cadre aici. Practic, am zis că... Tot așa, să dau... Am screen share numai. Am zis că el dă examen
ia notă proastă. Ia încă o notă proastă sau poți să ai mai multe examene răsfirate pe masă, toate cu note proaste. Mama lui îl încurajează sau îi spune ceva. El își dă seama că ceva nu face bine și în cadrul 6 în sfârșit face, citește cerința cu atenție și ia o notă bună. Dar trebuie să scurtezi un pic. Așa că te rog să te gândești cum o să ajungi la o soluție de 6 cadre. E uneori foarte simplu să spunem o idee cu gura și să ne se pară scurtă și în momentul în care vrem să o desenăm, de fapt ne dăm seama că trebuie să punem acolo mai multe secvențe. De exemplu, spunem, a, el coboară din camera lui, mănâncă micul dejun și iese pe ușa afară. E o propoziție, e destul de scurtă, nu sună bine. Dar de fapt tu trebuie să-l desenezi că se trezește, că iese din cameră, că ajunge în bucătărie, că mănâncă, deja sunt 4 cadre de bandă desenată și că iese pe ușă. 5 cadre de bandă desenată. Și atunci îl arăți în pat, îl arăți în bucătărie mâncând, îl arăți în ieșind pe ușă. Deja am scurtat la 3. Dar la 1 nu o să poți să scurtezi niciodată. Maxim 2 dacă nu mai arăți ieșind pe ușă. Sau dacă iese pe ușă cu sandwich în gură. Așa. Mai avem un pic de timp până voi vă gândiți. Între timp puteți să-mi puneți întrebări. Acum să zicem că dăm drumul unei discuții libere în care oricine poate să-mi pună o întrebare, dar eu, în timp ce vă răspund, o să vă arăt și cum am lucrat la o pagină desenată din NOR. Și, din nou, o să dau screen share în primul rând, că altfel nu se vadă nimeni nimica. Share la screen-ul bun. Așa. Share. Bun, așa. Și dacă cineva are o idee care i-a venit acum și are nevoie de un sfat, acum e momentul, ultimele 10 minute, să mai vorbim și despre asta. Așa că nu fiți fioși. Așa. Până atunci, asta este o pagină din Vacanța lui Nor, în care Nor și Sky investigează o parte a satului și se dovedește că Sky are un spirit foarte aventuros, ea e fetița. Și din cauza lucrurilor pe care ea le face, se trezesc fugăriți de tot felul de ligioane. În primul rând un cățel, după aceea un curcan. Totul spre disperarea lui Nor, care crede că ar trebui să fie mai prudenți. Totul a pornit din nou cu un storyboard, adică o schițe rapide în care mi-am hotărât în același timp și textul, ca să îmi dau seama dacă am loc sau nu de el în imagini. După aceste schițe rapide, a fost momentul să, practic, să mă documentez. Adică, de exemplu, vreau să desenez un curcan, dar eu nu știu neapărat așa din minte cum se desenează un curcan. Așa că mi-am căutat o poză cu un curcan. Vedeți? Poza cu curcanul. Și am făcut niște schițe ceva mai detaliate. Și am schimbat un pic față de schițele inițiale. Aici apărea doar curcanul. Acum m-am decis că vreau să apară și Sky. Iarăși aici am un curcan care fugărește. Mi-am căutat un curcan furios. Cu internetul e foarte simplu să-ți găsești documentare. Și am desenat un curcan furios, pornind de la curcanul din documentare. Și că tot vorbim de documentare, practic acum puteți să vedeți schițele mai detaliate, să fac storyboard-ul inițial și mai transparent. Așa. Sunt tot la el, punem barele. În imaginea 2 am schimbat perspectiva. Mi-am dat seama că în loc să îi vedem alergând așa pe uliță, cumva de la nivelul ochilor, mi-ar place să-i văd de sus. Dar asta a pus o problemă pentru mine, destul de greu să desenez de sus, așa că m-am dus pe Google Street View și efectiv am luat o imagine de sus, stradă dintr-un sat văzută de sus. Am ajustat un pic ca să-mi fie mie bine și pur și simplu, ca o trișoare, am desenat deasupra ei. Schimbând unele lucruri, bineînțeles, făcând iarbă și copaci așa cum mi-a trebuit mie, dar efectiv m-am folosit de decor ca să desenez deasupra lui. Și
așa arăta decorul desenat și așa arăta și personajele, arătau și personajele. Bun. În acest moment, lucrul meu pe pagină s-a încheiat și am trimis fișierul surorii mele, pe care o cheamă Maria, să-i spunem pe nume, și a fost sarcina ei să-l coloreze. Așa că acum o să vă arăt cum a ajuns la imaginea asta. Personaje, bule, de acolo, nimic, nu mai există nimic. Așa. Primul lucru care l-am făcut a fost așa numitele fleturi. Practic, cu lasou, fără anti-alias, am conturat fiecare bucată care trebuia să fie în altă culoare, părul, ochii, hainele, și le-am colorat. Și având această bază, care arată bine, dar totuși este destul de computerizat, să zic așa, adică margine destul de dure, și având conturul peste, n-am putut să folosim direct găleata de umplere a formelor, fiindcă conturul este foarte deschis de multe ori și nu ar fi funcționat. Dar având această bază, care a luat destul de mult timp să o avem, am putut să intervenim cu brașurile digitale și să punem umbrele, luminile și toate celelalte efecte. Așa? Practic. Am o întrebare. Da. Putem face culorile, de exemplu, părul lui Sky, care este roz în fiecare imagine. Putem să-l facem pe un layer diferit și părul lui Nor pe alt layer diferit? Eu de obicei așa fac, ca să fac umbrele mai ușor. Da, așa se face. Noi am încercat să facem, practic, în momentul în care ai fleturile, poți să selectezi. Te duci pe ele și poți să selectezi... părul lui Sky de peste tot și după aceea pe un layer diferit poți chiar să schimbi culoarea. Știi? De asta fleturile sunt o bază care te ajută cu selecția. Și poți să, pornind de la fleturi, poți să faci câte straturi diferite vrei tu ca să te ajute să lucrezi cu personajele. Ce e important la fleturi este să nu aibă margini pufoase. Practic să aibă marginile să se întâlnească pixel cu pixel. Și asta... tot ce faci dacă selectezi și dacă umpli, trebuie să fii pe anti-alias. Voi vedeți și marginea Photoshop-ului. Da, Ilea, se vede, se vede Ilea, perfect. Ilea, foarte, foarte mici, dar se vede perfect. Aici este... Ileana, da. Auzi? Da. Ieșim din timp. Dar nu ieșim, fiindcă acum mai avem 5 minute și o scurtă recapitulare pentru cine mai vrea să-mi pună întrebări. Și altfel am terminat cu prezentarea. Dacă ăsta e semnalul care mi s-a transmis. Da, putem să lucrăm pe câte lere vrem, pe câte lere ne permite programul, doar să nu ne încurcăm în ele. Atâta. Așa, deci eu văd că mai avem 3 minute. Deci o întrebare, două, cine mai are? Sau ceva de completat, Ania, dacă ceva am uitat să spun. Tema e în Classroom, indicațiile sunt acolo pas cu pas. Și cred că își dau seama copiii că de multe ori le va fi mai ușor să le deseneze manual, că va merge mai repede și că vor reuși să se încadreze mai bine în timp, chiar pentru că la nivel neprofesionist poți să-ți permiți să faci asta. Cred că problema cea mare se pune în momentul în care trebuie să ajungă distribuită și multiplicată. Nu mai e productiv manualul. Da, este, se poate. Sunt foarte mulți autori care lucrează manual, doar că trebuie scanat și acolo, când lucrezi tradițional, mai greu la partea finală. Pagina finală nu poți să dai undo, trebuie să refaci orice greșeală ai făcut-o. Eu vă recomand să lucrați manual dacă nu stăpâniți foarte bine programul. Cum am spus, m-aș bucura să primesc de la voi și un storyboard îngrijit. Nu-mi trebuie un desen final extra finisat și cu foarte multe detalii. Îmi trebuie să înțeleg povestea. Asta e prima mea cerință. Cât timp a luat lucrul la această bandă desenată mare cu Nor? Storyboard-ul a luat cam 3 luni de zile. Și după aceea încă 3 luni de zile să desenăm și să colorăm și lucram la două mâini. Practic, eu conturam, sora mea colora și numai asta am făcut. Într-o zi făceam una sau două pagini pe zi, cam atâta puteam. Și am lucrat într-o vacanță de vară și ăsta a fost proiectul din vara aceea. Foarte fain. Mulțumesc.
PDF-ul cu pagina din NOR este și el pe Classroom. Dacă vreți cumva să consultați ca să vă dați seama de codurile de bandă desenată sau soluție rapidă de a face baloane de text, găsiți acolo. Altfel. Ileana, o întrebare. Da? Putem folosi atelierul ăsta? Sigur. Mai departe. Adică îl putem da ca resursă. Sigur, dacă este de acord și Ania, că și ea apare, da. În punctul meu de vedere. Da. Pe Ania o întrebăm? Ania, de acord sau nu? Da, nu. Normal. Cum să nu? Mulțumim, tânără Calfă. Mulțumim. Și vom folosi ca resursă. Da? Crezi că va fi util? Și mie mi-ar place și partea a doua, dar aceea n-au decât să o facă copiii și profesorii mai departe. Pentru aceea trebuie un pic de timp, totuși ia destul de mult, mult timp să desenezi fie și trei cadre de bandă desenată. Uh-huh. Dacă astăzi seara am înțeles că ele o să fie puse online, eu o să mă uit peste ele și o să vă dau un feedback general. Nu promit feedback pe fiecare, fiindcă sunteți foarte, foarte mulți, dar o să mă uit pe toate și o să extrag de acolo câteva idei și o să mă înregistrez și probabil că mâine o să vedeți feedback-ul meu. Cred că și mai bine să-l vedem sâmbătă. Sau sâmbătă. În momentul în care încheiem și atunci se trec între listă tot ce au produs ei. Sunt perfect și așa. E minunat dacă poți să vii, ar fi minunat. Să vin sau să înregistrez, cum ziceți? Cum vrei, cum vrei, cum ce ție mai comod. Dar noi ne bucurăm că amândouă ne-ați dat acceptul să folosim materialul ca resursă. Și ca să închei și eu, mulțumindu-ți, Ileana, foarte mult, cred că a fost cea mai conștiincioasă solobonăriță, Ileana și cu Ania. Când spuneam că putem duce povestea mai departe, știți la ce mă refeream? La felul cum înțelegem textul normal, deci textul scris. Ce voiam să vedeți? Că în fond, între felul în care înțelegi un text și construiești un text prin desen și pasul următor, când construiești un text în momentul în care încerci să înțelegi textul din interior, la literatură, la o carte, o să vedeți că pașii sunt aceiași. Pașii sunt aceiași și când scrii o compunere, și când faci un desen, și când încerci să înțelegi un desen și să citești un desen desenat, și când încerci să desenezi, să citești un text scris, fie că este literar, fie că e non-literar, fie că e bandă, fie așa mai departe. Este felul că asta era una înțelegi să sintetizezi informația până la urmă. Noi primim informație fie prin text și prin imagine și trebuie să ne structurăm mintea încât să o putem sintetiza, să o înțelegem, să o despărțim în idei principale și să extragem din ea ceea ce e prețios. Apropo de ideile principale, vedeți cum se leagă lucrurile? Deci asta înseamnă să privești lucrurile din toate părțile și nu pe bucățele. Și prima lecție pe care ne-a dat-o Ileana a fost atunci la poveștile acelea cu mică istorie mare. Nu? Da, și acum vedeți cum luăm lecția și o ducem mai departe. Da. Da, mă bucur mult că v-am întâlnit pe toți, vă doresc succes și ne vedem, o să vă văd temele astă seară, sunt convinsă. Da. Mulțumim amândouă și mergem mai departe, da? Succes, solomonare! Mulțumim! 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 Asta înseamnă că atunci noi ne luăm puțină pauză ca să vă gândiți și mai bine la benzile desenate și ne vedem la 11:30. Link-ul pentru Flux este postat deja sau va apare acum, în jurul acestei ore, ca de obicei, în Classroom. Vă mulțumim și vă așteptăm după o scurtă pauză. La revedere! La revedere. La revedere.